Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Neamț a scos la mezat posturile de director sau director adjunct în numai puțin de 20 de localități ale județului. Este vorba de o selecție de dosare a celor care vor fi detașați pe posturi de conducere de la 1 septembrie 2020. Pentru ocuparea unui post de conducere într-o școală, un candidat va trebui să îndeplinească cumulativ mai multe condiții. Să fie absolvit cu diplomă de licență studii universitare, să fie membri ai corpului de experți în managementul educațional, să fie cadre didactice titulare pe un post în învățământ având contract de muncă pe durată nedeterminată. O altă condiție impusă e aceea că aspiranții la un post de director să aibă calificativul foarte bine în ultimii 4 ani și să nu fie primit vreo sancțiune. Deciziile de detașare vor fi luate în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar al Județului Neamț din 17 august. Săptămâna trecută am transmis în școală o adresă prin care am solicitat să se comunice care sunt posturile de director care de la 1 septembrie sunt vacante. De altfel, noi avem o situație parțială. E vorba despre directorii care au funcționat în 2019-2020 prin detașare în interesul învățământului până cel mult la 1 septembrie 2020. Și practic s-a deschis, să spunem, o competiție, da? O competiție de un concurs de dosare, da? Cine a dorit să-și exprime opțiunea aceasta pentru a ocupa funcția de director a transmis la Inspectoratul Școlar o cerere și un acord. Noi le vom analiza astăzi în Consiliul de Administrație și vom lua o decizie pe cine detașăm în interesul învățământului după 1 septembrie 2020. Tot de la 1 septembrie încetează și detașările pe posturi ale inspectorilor școlari, urmând ca tot în Consiliul de Administrație de luni 17 august să se facă o nouă detașare pentru o parte din inspectorii școlari existenți sau inspectorii școlari actuali să treacă la catedră și să fie detașați alții. Inspectorul școlar general Mihai Obreja își manifestă în continuare intenția de a primeni echipa din Inspectoratul Școlar al Județului, ținând cont de faptul că în această perioadă, de când a fost numit de minister în funcția instituției nemțene, care coordonează activitățile din învățământ, a reușit să facă o evaluare a muncii fiecărui inspector școlar. Același lucru se va întâmpla și cu inspectorii școlari. Toți inspectorii școlari la 1 septembrie, practic, ar trebui să meargă la catedră. Și atunci vom lua o decizie tot astăzi pe cine detașăm, tot în interesul învățământului. Pentru inspector, situația trebuie transmisă la minister. Data de 17 este dată în calendar, după care curg celelalte etape privind repartiția celor care au susținut concursul în 2020 și care pot accesa într-o anumită etapă și posturi care, prin detașarea colegilor directori-inspectori, devin practic vacanții. Se caută director pentru următoarele unități școlare din Piatra Neamț, Colegiul Național Calistrat Hogaș, director, Colegiul Tehnic Forestier, director, Colegiul Tehnic Gheorghe Cărtianu, director adjunct, Liceul de Arte Victor Brauner, director, Liceul Teologic Ortodox, director, Școala Gimnazială numărul 2, director. Și la Școala Post-Liceală Sanitară Piatra Neamț este liber postul de director. La Roman trebuie ocupate posturile de director plin și adjunct la Liceul Tehnologic Vasile Sav, cel de director de la Școala Gimnazială Calistrat Hogaș, precum și posturile de director adjunct și la școlile Mihai Minescu și de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii. Și la Bica se caută director plin și adjunct la Școala Gimnazială Regina Maria. La Bahna e nevoie de un director adjunct, iar la Boghicea de un director plin. Director adjunct se caută și la școlile Borca, la Liceul Tehnologic din Botești și la Liceul Tehnologic din Vânător Neamț. De un director plin mai e nevoie la Crăcăuan, Dămuc, Buruienești, Doljești, Fărcașa, Icușești, Oniceni, Liceul Teoretic Vasile Alexandrii, Săbăoani și la Clubul Copiilor, la Stănița, la Tazlău, la Seminarul Teologic Vânător Neamț, precum și la Centrul Județean de Excelență de la Piatra Neamț.